Если нас тем временем ничего теоретики он клякает, что рисов почему репортаж по тема. Тинери по тема делает. А че порядок видите с прибеленцем на репорт Калугова? И фатуры трилу. А че порядок продак матер наказа для прибеленцем? Ну. Ну, на фиг еще лето. Și dacă ți avea un sfat pentru toți cetățenii din Republica Moldova, care ar fi asta? I-aș ruga să iei seama unii pășesc și ce vor să fac. Bine, mulțumim, mulțumim. Ce părere vezi despre Belina Țară în Moldova? Există. Există. Ați fost vădat martor la un caz când copiii au fost vărăduți sau le-a fost pedepsiți? Martor ocular nu, doar de televizor. Doar la televizor. Și dacă ți-a dat un sfat pentru ăsta și ce tu te-ai gândit pe calul tău, care ați fost? Ținut de violență, ce mai bine. Bine, mulțumim. Ați fost vădat pe martor la când părinții au interzis pe care copiii că... Nu, eu singur eu interzic calculatorul. A, dar nu chiar așa, te bat, nu-ți dă sunoni și așa. Nu, lucrul este nu, n-am fost din cauza că la mine familie e normal și adică eu. Eu nu spun la mine de familie, pasă, în general. General, nu, pe afară, când câteodată mama în loc să-i spui cumva să urmărească, îl iei de o aripă și o trage. Da, am fost clar lucru, cu lucrul ăsta se vede, asta îmi pare că oricare din lucrurile ăsta se vede. Ce sfat ați da la cetățenii Republicii Moldova în legătură cu violența? La toți părinții sau în general la toți? Nu, eu am spus, în primul rând trebuie religiile mai drastnice să fie, că eu sunt contra. Dar acasă, cred că pur și simplu noi suntem nervos și lucrul este mai tare atacă că când aduci în familie de la serviciu sau de la afară, negativul este. Asta pur și simplu numai noi singuri putem să ne schimbăm. Noi nu putem pe cineva să luăm să schimbăm. Bine, nu mai bine. Ce părere vezi despre violența Republica Moldova? Ați fost odată martor când părinții s-au interzis ceva la copii, că nu-ți vor da mâncare sau ce i-au bătut foarte tare? Ce sfat ați da cetățenilor în Moldova în legătură cu violența? Să facem violență și vreau să copiii așa cum să iubească, că le-au dat naștere, să aibă grijă de ei. Ați fost odată martor la cazul de violență? Da, și numai la școală. Nu, da, puteți să descrieți cazul? De exemplu, în sală sportivă de obicei, da? Când copii, înainte de să faci joc sau nu știu acolo, chiar când vrei să nu ieși în clasă, vine să fac bătaie în la altă și gata. Ce sfat îți da oamenii de acolo cam legală pe cei ce sfat? Cred că copiii trebuie să fie educați, în primul rând. Foarte urâtic, adică ieri ce e. Ați fost odată mai martor când părinții au pedepsit foarte tare copiii? Nu știu, familia noastră n-am avut. Nu, dar în general ați văzut? Nu? De auzit am auzit, adică da, au fost cazuri, au fost chiar la școală. Da, puteți să relatați ce cum a fost. Să nu cunoașteți detalii. Nu cunosc detalii. Că eram eu elev în casă aceea și a venit mamica la școală și toate tare el a lăpărit capul de tablă și orice este până cea sângere de noastră curs. Ce sfat ați da cetățenilor din Republica Moldova în legătură cu violența? Mai loiale, le mai iubitori de copii și... Mulțumim, mă rog! Mulțumim, mă rog!